Scrisorii de dor, fiori, mai sunt simple scrisori, câte siere și flori și stele. Scrisorii de dor, firești, povești, simple povești, una începe cam așa. Trezit odată dintr-un vis, cândva o fată cică ar fi scris o scrisoare de dor, de dragoste, și adesea un suflet singur și ascuns poate rămâne fără răspuns, cum s-a întâmplat cândva cu scrisoarea trimisă de ea. Scrisori de dor ieși, s-au scris, se vor mai scrie, flori uscate, fie iertate. Mărturisii firești, povești, simple povești, printre care e și a mea. Trezit odată dintr-un vis, cândva o fată cică ar fi scris o scrisoare de dor, de dragoste, și adesea un suflet singur și ascuns poate rămâne fără răspuns, cum s-a întâmplat cândva cu scrisoarea trimisă de ea. E cea mai banală poveste din lume, cu o fată care de atunci nu se știe de ce n-a mai scris niciodată o scrisoare de dragoste. O dragoste care, după cele știute, se mai află și acum la biroul de obiecte pierdute. Trezit odată dintr-un vis, cândva o fată cică ar fi scris o scrisoare de dor, de dragoste, și adesea un suflet singur și ascuns poate rămâne fără răspuns, cum s-a întâmplat cândva cu scrisoarea trimisă.